Basme în limba română. Îndrăgostiți, blocați de astre. Pe îndepărtata planetă Zarkon, viața era bună. Pacea domnea pe tărâm și un regat clădit prin nenorociri acum cunoștea doar pace și liniște. Dar toate lucrurile bune în final trebuie să se sfârșească. Și pentru oamenii din Zarkon, viața era pe cale să devină cam incertă. Într-o zi, nu de mult, un mesager dintr-un oraș învecinat a sosit la Zarathustra, capitala Zarkonului, cu un avertisment îngrozitor despre oaspeți nedoriți. Regele, regele, am un mesaj pentru rege. Ești sigur de asta? Da, sire. Cercetașii noștri și-au confirmat sosirea pe planetele vecine. Nu putem fi siguri. Și ești sigur că acești oameni nu sunt doar vizitatori? Turiști, poate? Nu putem fi siguri, regele meu, dar numărul lor e mare. Sire, dacă acesta e o forță menită să ne facă rău, poate ar trebui să convocăm Consiliul de Război. De 20 de ani cunoaștem doar pacea și prosperitatea. N-am chef nici de determinare pentru război. Niciunul din noi nu are majestate. De altfel, riști să fii prins nepregătit. Bunul rege gândea opțiunile sale. Se putea ca acest conducător înțelept și bun, ce pledase mereu pentru pace, acum să se pregătească de o invazie armată? Nu putea risca. Adună consiliul. Ordinul regelui Xeros de a întruni consiliul de război a pus regatul pe jar și fiecare avea o părere despre buna gestionare a situației. Vă mulțumesc că ați venit. După cum știți, oamenii au ajuns pe planetele din apropiere în număr neștiut. Și deși aș vrea să cred că vin în pace, nu prea pot să fiu sigur. Prin urmare, mi-am instruit gărzile palatului să ne închidă în această cameră până ajungem la un plan unanim de acțiune. Este absurd. Rare ori putem fi de acord cu ceva și tu vrei să stăm până suntem cu toții de acord cu un plan de acțiune? Este corect. Sugerez să trecem la treabă. Au trecut ore și Consiliul de Război doar s-a certat despre cel mai bun mod de a aborda amenințarea ce se arată. Eu zic să ne pregătim de asalt complet. E singura cale de a ne asigura siguranța. Rostii! Chiar acest tip de gândire va provoca un război în loc să-l evite. Și ce știe un politician despre război? Un consens părea imposibil. Xeros, în pragul disperării, aproape că pierduse speranța. Asta... până... Lilith! Tată! Mă bucur să te văd, Lilith. Și venirea ta nu poate fi mai bună. Consiliul de Război e... Nu faci niciun progres? Da, am auzit. Ei bine, s-ar putea să am răspuns la această dilemă. Unul ce va servi să ne protejăm regatul și să mergem acasă la timp pentru cină. Iar Lilith, fiica regelui, și-a dezvăluit planul ca regele să trimită un sol pe pământ să stabilească relații pașnice. Între timp, Lilith va aduna o echipă de oameni de știință și ingineri de top ai lui Zarkon pentru a dezvolta o strategie avansată de apărare dacă trimisul ar eșua. A fost primit cu aprobare
copleșitoare. Și cu tine, fiica mea? În ce mă privește, mă voi angaja să studiez limbajele omului și să dezvolt o metodă de decodare a transmisiilor lor. Cum am primit o fiică așa genială? Probabil din partea mamei mele. Deschideți ușile! Avem un regat de salvat! După câteva zile, trimișii regelui erau pregătiți să plece. Speranțele și visele unui regat însoțindu-i. Oameni buni din Zarathustra! Azi scriem un nou capitol din istoria regatului nostru. Azi ne angajăm într-o misiune de a face schimb de pace între noi și oamenii de pe pământ. Azi ne întindem mâna în prietenie să asigurăm zile de mâine pașnice pentru toate generațiile viitoare. Totul e gata, tată! Minunat! Adună-ți echipa și ne întâlnim la palat. Fidelă cuvântului ei, Lilith a adunat 3 dintre cele mai strălucitoare minți din regat să o ajute să dezvolte o strategie avansată de apărare. Tată, acesta e Dr. Liam, expert în fizica cuantică și a particulelor. El are sarcina de a dezvolta o nouă armă energetică ce să dezactiveze navele și armele umane de la distanță. Acesta e Dr. Malik, expert în informatică și securitate cibernetică. El are sarcina să ne protejeze infrastructurile digitale de atacurile cibernetice umane. Și acesta e Dr. Aiden, expert renumit în inginerie aerospațială. L-am însărcinat să creeze o navă de transport care să evite sistemele de supraveghere umană dacă celelalte eșuează. Regele Xeros a fost destul de mulțumit de echipa pe care fiica sa o adunase și a promis că va acorda fiecăruia doar o cerință din partea coroanei după finalizarea lor. Și cum rămâne cu tine, fiica mea? Te-ai gândit la ce ți-ar putea oferi tatăl tău regal? La ce tânjesc eu e dincolo de comorile acestui regat sau ale oricărui altul. Ce este? Ce ți-ai putea dori de eu nu ți-aș putea oferi? Vreau să găsesc iubirea adevărată. Ai dreptate că nu-ți pot oferi. Dar ceva îmi spune că nu vei găsi dragostea adevărată. Căci ea te va găsi. Și așa a început cursa contra cronometru ca Lilith și echipa ei să dezvolte o strategie de apărare să salveze oamenii din Zarkon până când să aibă un mesaj de la trimisul pe pământ. Orele s-au transformat în zile. Zilele în săptămâni. Săptămânile în luni. Și încă niciun cuvânt de la trimisul regelui. Dar, în ciuda acestui fapt, Lilith și echipa ei au refuzat să renunțe. Munca lor a dat roade și, după 3 luni, au început să vadă rezultate. Lucrurile arătau bine pentru Lilith și echipa ei, tot niciun cuvânt de la trimis. Obosit de îngrijorare, regele Xeros a decis să organizeze un festin măreț în onoarea realizărilor lui Lilith și ale echipei sale. Unde e fiica mea? Nu sunt sigur, maestate. Să trimit pe cineva să o găsească?
Nu, sunt sigur că a zis să-și umple acea ceașcă nesfârșită a ei. Salutări, popor al Zarathustra! V-am chemat azi aici să-i onorăm pe prințesa Lilith și echipa ei. Că au finalizat ce nimeni nu credea că e posibil într-un timp așa de scurt. Munca lor din ultimele 4 luni ne-a întărit nu numai apărarea, ci și încrederea. Vedeți, pur și simplu, nu putem face nimic decât împreună, aducându-ne contribuția la asta. Cu acestea spuse, îmi voi onora promisiunea față de acești eroi și le voi acorda o singură cerere. Dr. Liam, vă rog să înaintați. Ah, iată-o pe fica mea. Înaintează, draga mea. Te porți așa ciudat, Lilith? S-a întâmplat ceva? Eu am decodat complet o transmisie umană. E o veste minunată. Spune, care e mesajul? Stop! Lele, orice s-a întâmplat. Oamenii ne invadează.